Bună ziua, bine ați venit la conferința noastră de presă. Tema de astăzi este finalizarea proiectului reabilitare eliminatului public Mureșcărul Mecoruce, inclusiv realizarea unei canalizații subterane noi, aferente rețelelor electrice și de telecomunicații. Unitatea administrativă teritorială Mureșcărul Mecoruce anunță finalizarea proiectului reabilitare eliminatului public Mureșcărul Mecoruce, inclusiv realizarea unei canalizații subterane noi, aferente rețelelor electrice și de telecomunicații, finanțată în cadrul programului operațional regional 2014-2020, axa prioritară 3, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1, sprijinirea eficienței energetice, gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv clădirile publice și în sectorul locuințelor, operațiunea C, iluminat public. Valoarea totală a proiectului a fost de 24.905.743 de lei, din care valoarea finanțării nerambursabile 20.936.234 de lei, iar valoarea contribuției europene 18.158.978 de lei. Perioada de implementare a proiectului a fost din data de 1.07.2015 până în data de 31.07.2023. Proiectul a avut ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public pe următoarele străzi. Zona nord între bulevardul Nicolae Băcescu și sensul giratoriu de la intersecția căii Traian, Timiș și respectiv străzile Iancu, Pop, Nicolae Viculescu, Grigore Procopiu, Republicii, Decebal, Henri Coand, Rapsodii, Matei Basarab, Dr. Hartmann, Bărășești, Arhiepiscopii, Nicolae Băcescu și Popa Șapcă, și zona Ostroven de la râul Olănești, la pe Cotroianu, străzile Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, Ostrovenul, Ceafrului, Patrilor, Ice Brădianu, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Tineretului, Ion Referentaru, Petrișor, Dacia și Matache Temelie. Rezultatele proiectului după implementarea acestuia sunt scăderea consumului anual de energie primară în iluminar public, scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră, echivalent tone de CO2, crearea, modernizarea, extinderea, reîntregirea sistemului de iluminat public, creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public datorită utilizării surselor de energie regenerabilă și corpurilor de iluminat cu LED instalate prin proiect, creșterea nivelului de luminanță medie menținută minimă, creșterea numărului de stâlpi noi instalați prin proiect. Beneficiarii proiectului, cei direcți sunt formați din persoanele care locuiesc în zonele vizate de proiect, zona nord și zona Ostroveni, beneficiarii indirecți cuprind toate autoritățile, organizațiile, instituțiile publice, precum și firmele care beneficiază de pe urma derulării proiectului, autorități locale sau instituții publice sau private de la nivel local sau regional, actorii sociali, cel puțin 3 prestatori de servicii sociale de importanță publică. De asemenea, se încadrează în această categorie toate firmele cu care vor fi încheiate contracte de furnizare de bunuri, prestare de servicii, execuție de lucrări ca urmare a aplicării procedurilor de achiziție publică din proiect. Firma de proiectare, prestatorul de servicii de diligenție de șantier, firma de execuție a lucrărilor de construcție, firma care va furniza materiale de informare și publicitate din proiect. Beneficiarii finali sunt reprezentați de comunitatea locală în ansamblul ei. Beneficiile de natură economico-socială sunt extinse la nivelul comunității, deoarece în raza acestora se găsesc toate categoriile de persoane, indiferent de rasă, etnie, religie, sex, vârstă, etc. Acesta este proiectul.